A fost victima unui accident nefericit. Un șofer de tir a fost transportat de la Rădăuți la Spitalul Sfântul Spiridon cu arsuri de gradul 2 și 3. Ambulanța a adus în urgență de la Spitalul Rădăuți un bărbat de 34 de ani cu arsuri pe aproximativ 35% din suprafața corporală, arsuri de gradul 2 și 3, în special la nivelul trunchiului, membrelor superioare și inferioare. Pacientul era stabil, nu avea afectarea căilor aeriene superioare. Cum a ajuns bărbatul în această stare gravă? A fost implicat într-un incident în care a explodat o butelie. El era șofer de tir, avea în interiorul tirului un tip de butelie care era folosită pentru uz personal. Bărbatul se află acum sub atenta supraveghere a medicilor. Este internat în clinica de chirurgie plastică și arsuri a Spitalului Sfântul Spiridon în terapie intensivă, este stabil hemodinamic. Doctorii speră ca starea bărbatului să se îmbunătățească în scurt timp, ținând cont de faptul că pacientul este tânăr și că tratamentul a fost început foarte precoce.